Bună dimineața, dragilor, și bună dimineața și bine v-am găsit la Prof. Online pe exerciții de matematică. Da, de băi, uite că după așa o perioadă lungă, chiar nu era tot să ne întâlnim. Să le spunem prietenilor noștri că noi ne aflăm într-o locație nouă, debutăm într-o locație nouă la Stupină. Este un lucru spectaculos care se întâmplă. Voi v-ați tot ținut de capul meu și ați insistat foarte tare. Și să recunoaștem că, în afară de insistența voastră, în spate se află cine? Mama lui Miruna și cu tatăl și cu mama lui Adi, care și mama lui Anca, tatăl lui Anca, cu care m-am cunoscut, și au insistat foarte tare. Domnule, totuși, hai să încercați, vă rog, vă rugăm frumos. Și singura soluție a fost asta, să ajungem la Stupină, pentru că, să le spunem prietenilor noștri, vom face și un lucru inedit. După ce facem matematică, ne ducem și facem prima lecție de apicultură. Deci vom preda primele noțiuni în apicultură, dar pe viu vom merge în Stupină, vom vedea niște lucruri deosebite, frumoase, interesante. Eu v-am costumat, domnul profesor. Deci avem și costume, da, tot, da? Da, domnul. Este minunat, minunat. Așa, dragilor, se întâmplă ceva. Se întâmplă ceva aici, la Bacău. Se întâmplă aici ceva aici la cu Prof. Online, pentru că eu am înțeles un lucru de la voi. Prin insistența voastră am înțeles că refuzați să mai rămâneți în starea aceea de înainte. Deci, hai să spunem un nu categoric mediocrității. Se întâmplă în clipa asta, voi nu vă dați seama, dar noi, cei mari, adulți, părinții voștri, simt că ceva nu e în regulă cu școala românească. Da? Subiectele au început să dea foarte jos, foarte, foarte jos, de parte ne-am dorit ca în viitor să fim un popor de mediocri. Noi nu vrem asta. Vrem să știm, vrem să învățăm, ca să fim competitivi cu cei din jurul nostru. Nu se poate, copii, nu trebuie să vă lăsați părgăriți de această mare mizerie care se întâmplă când vi se oferă posibilitatea să aveți examen foarte, foarte jos. Închidem ușa, geamul, pentru că s-aud mașină aici, când trec, văd. Dar o să rădezi cu omul ăsta. Dar nu ne mai întindem cu vorba și pornim la treabă, spunând așa. Ne propunem să repetăm materia de clasa a 5-a, dar prin voi, noi ne adresăm tuturor elevilor care ne-au urmărit, începând cu a 5-a, a 6-a, a 7-a și a 8-a. Pentru că cei de a 6-a, a 7-a, cum sunteți voi a 6-a, a 6-a, a 7-a, a 8-a, au, voi sunteți a 7-a, mintea, nu? Ați trecut tot a 7-a, sigur că da. Ei au nevoie de tot suportul ăsta din urmă. Fără ca să știm toate lucrurile din urmă, nu putem construi ceva sănătos mai târziu. De aceea, ne propunem, dragilor, să începem cu materia de clasa a 5-a, da? Da. Deci, să zicem așa, recapitulare. Clasa a 5-a. Recapitulare, clasa a 5-a. Și o să vă propun să parcurgem așa. Vom parcurge capitole. De fapt, am vorbit cu mama lui Miruna, cu Mihaela, am vorbit și am zis așa. Le transmis lor să se uite pe capitolul respectiv, să-și facă partea teoretică și de acolo să vedem ce nu este clar. Da? Și voi vă lucrați individual și vă veniți aici și spuneți așa, domnul profesor, am trebuit și ăsta, și ăsta, și ăsta, și n-am pus să-l fac. Ca să fie treaba eficientă, da? Ei acum au recapitulat și au învățat adunarea, săderea, înmulțirea, părțirea numerelor naturale. Primul capitol. Deci operații cu numere naturale. Operații cu numere naturale. Hai să zicem așa. Deci operații. Sume Gauss. Da. Cu numere naturale. Mulțimea numerelor naturale care este notată cu cine, dragilor? L. El, da. Deci mulțimea numerelor naturale notată cu el. Sau el steluță. Da? El steluță când nu numește pe zero. Da. Deci mulțimea numerelor naturale e cea pe care am întâlnit-o unii, începând din clasa a 3-a. El
este și Daria aici, nu? Sora lui Miruna, Daria, mulțimea lui natural, este mulțimea pe care, da? Dar pe care am învățat-o încă din clasele, din clasa 1. Deci e vorba de mulțimea formată din numele 0, 1, 2 și așa mai departe. Da? 0, 1, 2 și așa mai departe, am început. Când a zis e înstelat, când am zis e înstelat, prin e înstelat, înțeleg că este vorba de el, mulțimea numele natural din înainte, mai puțin 0. Deci fără 0, fără mulțimea 0. Deci una este el, alta este înstelat. Bun. Operația care ați văzut, le știți foarte bine, eu am să verific acum, venim minte repede, o chestiune. Uitați, se dă o expresie, e de x, expresie e de x, este egal cu x la a doua, minus 7x, plus 3, totul supra, x pătrat, plus x, plus 1. Da? Deci să dă expresia asta, e de x. Aș vrea să facem e de 1 pe 2. E de 1 pe 2. Adică, ce ar însemna e de 1 pe 2? Dacă e de x arată așa, e de x arată x pătrat, 7 ori x plus 3, supra x pătrat plus x plus 1, ce ar însemna e de 1 pe 2? Uite-te și tu, exact. Adică îl înlocuim pe x cu 1 pe 2. 2. Deci oricunde vezi x, pui 1 pe 2. Deci e egal mai departe cu 1. Cu 1 pe 2 tot la 2. Da. 1 pe 2 tot la 2. Irina, nu te superi când eu mă întreb altceva. Deci vreau să vă țin, am sesizat că tu te-ai pregătit, ai lucit foarte mult, adică un pic mai leneș, eu știu foarte bine, și trebuie să-l activez și pe el, să-l încălzească. E de 1 pe 2, înseamnă 1 pe 2 la a doua, minus 7 ori cât are. 7 ori 1 pe 2. Da. Plus 3. Plus 3. Totul supra. Totul supra. 1 pe 2. 1 pe 2. Totul la a doua. Așa. Minus. Nu, plus. Plus 2, așa, plus 1 pe 2. Plus 1. Plus 1. Ceea ce observați acum, m-am dus deodată, am sărit un pic peste mulțimea numerelor și m-am dus într-o altă mulțime, mulțimea numerelor, să zice astea, fracționare. Da? Deci, vedeți că lucrez acum într-o mulțime, Q, care e formată din toate fracțiile de tipul 1 pe n. Voi știți asta, nu? Ce înseamnă fracție? Deci, este practic 1 pe 2, cât ar însemna ca valoare? 0,5. 1 pe cel al 2, nu? Deci avem de exprimarea și sub formă de fracție și sub formă de numere 10 mari. Deci înseamnă 1 pe n, unde m și n ăsta, m și n sunt numere din chiar întregi. Și cu negativ o să fie m și n. Și că n diferit de 0, copii, foarte, foarte important. Cea mai importantă o problemă pe care o pun acum este că atunci când vedeți o fracție, trebuie să știți neapărat că numitorul este diferit de 0. Da? Când vedem o fracție, imediat panică în sufletul nostru este acest lucru trebuie să-l țineți perfect minte, toată viața. Când vedeți o fracție, trebuie să vă asigurați că numitorul este diferit de 0. Altfel, n-aveți ce discuta. Împărțirea la 0 nu are niciun rost. Ei bine, hai să lucrăm acum. Te rog să mă conduci tu la cauza asta. E egal cu cine? Egal cu 1 la 2 supra 2 la 2. Foarte bine! Așa se zic o fracție la o putere. Și numărătorul și numitorul, da? Deci 1 la 2, adică 1 la 2 supra 4. Da. 1 supra minus 7 ori. Minus 7 ori. 1 pe 2. 1 pe 2, da. Ori 1 pe 2. Plus 3. Totul supra. Totul supra. 1 pe. 1 pe 4. Da. Plus 1 pe 2. Plus 1 pe 2 plus 1. Și egal mai departe cu? Egal cu 1 pe 4. 1 pe 4. Da. Minus 7 pe 2. Așa. 7 pe 2 plus 3. Da. Și egal și supra.
Supra. Hai să facem treaba jos ca să nu mai pierdem timp. Acolo la 2 amplificăm cu 2. Deci aduce la aceeași viitor, da, să înțeleagă toată lumea. Deci am zis că viitorul comun este 4, mai și cu 2, din face cu 4. Da, și obținem. Și obținem. Punem viitorul comun 4. Și obținem. 1 plus 2 plus 4. Așa, și e cam mai departe, mai repede, adică viteza mai mare la lucru. Egal cu... Și facem același lucru și sus, te rog. Da, amplificăm pe 2 cu 2. Da. Și pe 3 cu 4 și iese... numitorul comun 4 și aici. Numitorul 4 și iese 1 plus... Nu, plus minus. 1 minus, așa. 1 minus... 14 plus 12, da. Totul supra jos deodată. Totul supra 7 supra 4. Așa. Egal mai departe. Ce se întâmplă și din lumea? Să simplificăm 4 cu 4. Așa, 4 cu 4. Și Miruna, te rog, egal mai departe cu sus. Minus 14 minus 13. Așa, minus 13 și cu... 12 minus 1. Minus 13 plus 12 face minus 1. Da? Deci minus 1, totul supra, Anca, supra cât? Supra... 7. Că 4 cu 4 se simplifică, minus 1 pe 7. Asta este răspunsul, minus 1 supra 7. Deci lucrând ne dăm seama că e de 1 pe 2, este minus 1 pe 7. Hai să facem același lucru, dar cu exprimarea numărul 10 mare. În loc de 1 pe 2 să punem 0,5, nu? Da. Deci să calculăm, e de 0,5. Este același lucru. Adică e de 1 pe 2 trebuie să fie egal cu e de 0,5. Dar acum vrem să lucrăm Miruna în numere 10 mare. Te rog să vorbești. Egal mai departe cu... 5 pe 10. Nu, nu, mă duc și înapoi. Lăsa cu 10 mare, că vreau să crești cu 10 mare. Adică? 0,5 la a doua. 0,5 la a doua. Totul la a doua. Da. Miruna, te rog, continuu. Minus 7 ori 0,5. Da. Plus 3. Plus 3, da. Totul supra. Da. 0,5 la a doua. Da. Plus 0,5. Plus 0,5. Plus 1. Și este egal cu? Calculul 0,25? Nu. Ia mulțește. 0,5 ori 0,5. Trebuie să învățăm să mulțim două numere decimale. Hai deoparte. 0,5 ori 0,5. Adică. Adică. Păi 5 ori 5, 25. 25, da. Da. Și mai de 5 ori 0,05 ori 0,05. Și acum ce facem? Numărăm acolo câte, după ce câte decimale avem. Una, două. Două și una, două și punem 0. 0,25. Da? Ai zis bine. Exact. Ai zis bine data trecută sau am înțeles? 0,25. Da. Deci vine 0,25. Așa, minus Miruna. 0,5 Miruna, ori 7. 7 ori 5, 35, da? 0,35. 0,35, da? De ce zici tu 0,35 Miruna? Care-i motivul? 7,35. Bun. 0,35. De ce 0,35 te-ai grăbit? Păi numele câte 10 mari avem? Una. A, 3,5. 3,5. Păi 3,5. Vezi ce înseamnă o mică neatenție? Ne costă. Da? Deci 3,5 minus 3,5 plus 3, totul supra, 0,25 plus 1,5. Plus 1,5 deodată, 0,5 cu 1,5. Și este egal mai departe cu? Cu 0,25 minus 3,5. Așa. Minus 3,75. Minus 3, virgulă. Adi, tu cum crezi că este aici? 3,
50 minus 25 sunt din risc în gătire. A, 3,25. 3,25, minus 3,25, da? Da? Deci egal cu minus 3,25 plus 3, da? Plus 3, deci totul supra. 1,75. Deci 1,5 cu 0,25 face 1,75. Supra 1,75. Și este egal mai departe. 0,25. Face, cât face? 0,6. De ce zici 6 tu? Pentru că acolo 3-ul la adunat. E minus 3. 5 plus 3, adică 0,25. Deci este? 0,25. Semnul? Minus 0,25. Deci e mai mare ăsta. Și ai scăzut. Da? Din cel mai mare, din cel mai mic, din semnul cel mai mai în valoare absolută. Deci minus 0,25. Egal cu minus 0,25. Pe 1,75. Da. Și egal mai departe. Simplificăm prin 5. Da. Putem simplifica prin... Da, sau pe 25. Chiar prin 25. Da. Da? Uh-huh. Prin 25 dacă simplificăm. Da. Dar minus pe plus face minus, nu? Da. La împărțire, ca și la împărțire, minus... 0,1 zici, da? Da. 0,1. Dacă este așa, când înmulțim pe 0,1 cu 25, trebuie să ne dea cât? 0,25, da? Ia să vedem. 0,1 înmulțit cu 25 ne dă 25 ori 1, 25. Și atâtea zecimale punem, câte ai nimic? 2,5. Și mai am avut 0,25. Vedeți, la fiecare moment trebuie să fim... 0,01. Că dacă ar fi fost aici 0,01 ori 25, făcea 25 ori 25 și punem 20 male. Da? Deci, vedeți? Dacă simplificăm prin 25, suntem atenți, nu este corect 0,01, ci este corect 0,01. Da? Totul supra. Aici 1,75 împărțit la 25. Dă... 7. 0,7, spune, da? Dacă este corect 0,7, atunci când mulțim 0,7 cu 25... Deci, ia să vedem, 0,7 cu 25 face 7 ori 5... 7 ori 5 pe 4. 35, pe 7 ori 2, 14 și cu 3, 17. Punem atâtea decimale, iată o singură decimale. Este 0,075. 0,075. Vedeți? Foarte, foarte important. 0,07. Ei, acum, eu trebuie să ajung la minus 1 pe 7. Și lucrând foarte atent, da, constatăm. Minus 1 pus în fața în infracție, este corect, da? Cum fac acum să ajung la același lucru? Împărțirea 0,05. La 100. Înmulțim cu 100. 100. Deci fracția asta, o mulțim cu 100 atât numărătorul cât și numitorul. Ca să uităm virgula la dreapta, peste câte decimale? Peste 2 decimale. Aici puteați face așa. La fel, de la bun început, în loc să mă închinuiți așa cu împărțirea asta la 25, dar eu merg cu mâna voastră, știți de ce? Mi-a plăcut foarte tare. Știa că vă intrați într-o capcană. 0,25 împărțit la 25 mi-a spus că face 0,1. A fost 0,01. Că aici este un subtim, copii. Și la subtim ne oprim. De aceea e 0,01. Mi-a plăcut minunat chestia asta. Este capcane care se pot întinde în timpul lucrurilor. Te trezești făcând lucrurile acestea și dacă nu ai siguranța clară, totală în calcul, greșești. Așa că eu aici
Aș fi făcut la bun început? La 0,25. Nu? Ați fi în afară de 0,25, cum vreți, aș fi înmulțit mai întâi. Aș fi zis așa, înmulțesc 100, că e incomod. Și văd dirbăla la dreapta, și la numărător, și la numitor. Și aș fi fost cât atunci? Aș fi făcut 25 supra 175. Și acum, când împart pe 25, este... Este manevra făcută, în loc să mulțesc la sfârșit cu... Să puneți minusul, domnul. Da, egal cu minus, sigur că da, minus în continuare. Și face 1 minus 1 pe 7, terminat exercițiul. Da? Și am ajuns la același răspuns. Exact ca în varianta aceea. Ce am vrut să fac eu aici? Haideți să vă spun care a fost șmecheria mea. Deci în mintea mea a fost să vă dau posibilitatea să lucrați pe cele două culoare. Sub formă de fracție, nu? Să faceți ele 1 pe 2 și pe 0,5 cât face 1 pe 2. Și trebuie să ajungi la același răspuns. Asta e important. Dar cu ocazia asta, am văzut operații cu fracții și operații cu numere decimale. Miruna, nu ți-a prea convenit când azi cu numere decimale. Așa și mie mi se întâmplă. Și eu tot așa fug din numere decimale. Îmi place să lucrez cu fracții. Pentru că cu fracții, și acum ați sesizat, că ce important este să știm să lucrăm cu fracții. Mai ușor? Nu mai ușor. Deci între varianta asta și cealaltă, tot numele raționale sunt celelalte și celelalte. Dar exprimate în două moduri. Odată exprimate sub formă de fracție, de tipul mtn, și altădată exprimate sub formă de numere decimale. Gândiți-vă dacă vă dau e de 1 pe 3. E de 1 pe 3 face calcul cu fracție foarte bine. Dar dacă îl faci pe 1 împărțit la 3, vă dă un număr periodic simplu. 0,3 perioadă. Și ca să lucrezi cu numele decimale, ce dacă este incomod, complet incomod. Facem concret, că vorba e vorbă, dar trebuie să vedem practic ce se întâmplă. Să vedeți cât de important este să știți, să lucrați și într-un mod și celălalt, dar mai ales când aveți de făcut calculul cu numele decimale, este important să treceți la fracții, dragilor. Că atunci aveți o șansă în plus. Iată, haideți să facem e de 1 pe e de cât am zis? 1 pe 3. Da. Hai să vedem. E de 1 pe 3 egal cu Adi, te rog să mă conduci repede. E de 1 pe 3 este egal cu... Deodată Adi vreau cu calculul. Egal cu... 1 supra 9. 1 pe 3 totul la pătrat, 1 pe 9, mi-ai zis bine. Deodată. Da, 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 da. Da? Așa. 1 pe 9, minus 7 pe 3. Bun. 7 pe 3, plus 3. Totul supra anta, totul supra anta. Totul supra... Hai, nu. 1 pe 9, foarte bine. Plus 1 pe 3, anta. Hai, mai repede, anta, și mai sigură. Plus? Plus 1. Plus 1. Egal cu Miruna? 1 pe 9 minus... Miruna, deodată egal. Amplificăm cu 3 și aici cu 3. Da. Dincolo cu 9. Da. Și o să avem... Numitorul comun 9. Da. 1 plus... 1 minus 21. 1 minus 21. Plus 3. Plus... 27. Așa. Totul supra Adi. Totul supra... Amplificăm cu 3. După care cu 9 și obținem 1, da, plus numitorul comun e 9, după care obținem 1 plus 3 plus 9, simplificăm 9 cu 9, da, și obținem minus 20 plus 7. Minus 20 plus 27. 7. Adică 7. 7 supra 13. Deci, 13. 7 pe 13. Hai să vedem dacă am face pe 7 împărțit la 13. Hai să facem împărțit, să vedem ce obține. Adi, Andra, 7 împărțit la 13. Să scriu sub formă decimală. Da? 13 în 7 de 0, virgulă, punem un 0. 13 în 70, te rog? 6 ori. 6 ori s-a mulți. 5. De 5 ori, 5 ori 3,
15, cei cel mai 65. Hai, am zis, vorbește și eu scriu. 4. 5 din 10, 5. Coborâm următoarea. 0. Adică punem 0. Te rog. 13 în 50. 3 ori. De 3 ori. 3 ori. 3 ori 39. Am mai repede, deci am primit multă siguranță și mai viteza mai mare. 11, 11, 110, Adi, te rog. 110 din 8, e prea mult. De 8. Ia să vedem de 8 ori, 8 ori 3. 8 ori 3, 24. 8 ori 3, 11, da? Tot o depășit, vezi? O depășit? 8 ori 3, 24. Atunci cu 7. 7. De 8 și cu 2, 10 am ieșit eu. 3 ori 24, Adi, 4 și 2. 8 ori 9, 8 și cu 2, 10. 10, da. Păi, mă-i bătăresc, da? 10, cum mă lăsăm aici? 104. Da. 6. 6. 60. Da. 60. De 4 ori. 4, 3, 2, 10, 4 ori. 4 ori 12, 4 ori 9. 80. Deci, 4 ori 52, 80. Așa, merge de câte ori? Am zis de câte ori de 6 ori 3, 18. 6 ori 3, 18. 78, 2, 20. 78, 20. 1. O dată. 1, 3, 3, 4, 70. Deci, 13, da? Da. Și? Și la 70. 70. Merge cam de câte ori? 5 ori. 5 ori 65. Și gata. Nu se mai repetă data. Mai dată 50, da? E clar. Toată asta este de la 50 încolo. Începe cu cine? Cu 5. Cu 5 ori. Da, da. Cu 5 sau cu 3? Cu 3. Cu 3 începe. Dar uite, mai de 50, nu de 3 ori, bine. 3 ori 13. Uite, haideți să vedem, nu vine 3 ori? Păi da, și nu începe de la 5. A, așa, am spus bine. De la 5 începe de la 5, 3, da? Da. Deci este un număr periodic... mix. Un număr periodic, mix. Eu zic simplu. Simplu, că nu este. Începe grupa, da. Începe grupa cu 5, 3, da? Exact. Nu îmi lasă nimic de după... Da. Da? Deci, este cât ar... Cum ar scrie aici? Ar scrie că este egal cu 0,5, 3, 8, 4, 6, 1, 5. Foarte bine. Tot în perioadă. Da. Adică bine? Da. Deci, am sesizat că 5-ul începe de după virgulă. Și atunci, tot grupul de decimale este acesta, cum l-am văzut, 5, 3, 8, 4, 6, 1, da? De fapt, noi trebuia să ne oprim când am găsit Adi la un moment dat 70. Da. Când am găsit pe 70, e la 70 când am început. Și atunci, se sesiza că este un număr periodic simplu. Nu e mic, da? Da. Da. Așa. Mixt ar fi fost dacă aș fi avut un grup care nu se repeta de după virgulă, da? Este un grup, un număr periodic simplu. Bun. Copii, vedeți la eu de 1 pe 3, am muncit foarte ușor până am ajuns la fracție. Dacă m-aș fi dus în loc de 1 pe 3 să zic cât, e de 1 pe 3, egal cu e de 1 dacă îl împărțim la 3, să facem numere decimale acum să lucrăm, cât ar veni? 0,3 în perioadă. Pe 1 dacă împărțim la 3, 0,3 în perioadă. Și ar fi egal mai departe. Cu 0,3 în perioadă la pătrat. Care vă rog frumos, nu vine să lucrezi deloc așa.
Păi 0,3 în perioadă la pătrat, adică cu un cât de... Cât de al de 3 a scris? Nu, 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 Miruna. Miruna, am... Eu vreau să spun un lucru la Miruna. Că acest egal trebuie respectat. Iar 0,3 în perioadă, Miruna, este egal cu 0,333. Dacă vrei să fie egal, egal cu adevărat, trebuie să nu mă opresc niciodată și să continui și așa mai departe. Deci nu pot să lucrez ca să am respect pentru egalul acesta. Sunt obligat să trec în fracții. Obligat. Ăsta e motivul foarte important să înțelegeți de ce e atât de bine să știi să lucrezi cu fracții. Deci pentru e de 1 pe 3, dacă te duci în urmă exponarea în 10 male, nu mai e șansă să lucrezi. Adică 0,3, păi 0,3 în perioadă e cu un număr infinit de 10 male. În concluzie. Alo. Bună dimineața. E bine, foarte bine. Bine. Bun, 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 bun. Așa. Ce-am remarcat? Insist pe chestia asta. Insist pe faptul că nu degeaba numerele raționale au două forme de exprimare. O variantă este cu fracție și o altă variantă cu numere decimale. Adi, ești atât de încântat și atât de bucuros că ai descoperit chestia asta. Și acum ai înțeles motivarea pentru care trebuie să știm să lucrăm cu fracții. Foarte important să știm să lucrăm cu fracții. Pentru că și cu numere decimale suntem puși. Dar eu vă bine așa făceam cu numere decimale. Cu numere decimale? Cu 0,3 în perioadă? Nu, cu 0. Da. Ai văzut cât e de dificil, bara mai mult nu poți să lucrezi. Da. Mergem mai departe și vă las cu acasă, cu expresia asta, dacă mai trebuie să înțelegeți că tot timpul vă dau termen, da? Cu expresia asta să faceți, e de 2 pe 3. Acum? E de 2 pe 3. Deci... Da. E de 1 pe 4. Acum. E de 1 pe 4 să le exprim în două variante. Adică e de 1 pe 4 în sensul că lucrăm cu fracții, adică da. 1 pe 4 și lucrăm și cu... 10 mai e ce avem 2 pe 3 și lucrăm așa. Deci e de 2 pe 3 care poate fi zis e de 2 împărțit la 3 cât face? 0,6 în perioadă. 0,6 în perioadă și atunci aici știți bine că trebuie numai e de 2 pe 3. Da. Că nu vă place, da. Iar e de 1 pe 4 înseamnă 1 împărțit la 4 face 0, cât? 25, parcă. 0,25 face 1 pe 4. Da? O pot trebui. Și voi lucrați și cu varianta asta și cu cealaltă. Dar trebuie să vă ajungeți la același rezultat. Dar și care e expresia? Tot asta e expresia. Tot e expresia asta. Tot e expresia asta. E de X, nu am lăsat aici. Și mai faceți, e de 1 pe 8. Și care de fapt e de cât? Ia să vedem. Pe 1 dacă îl împărțim la 8. Deci este e de 0,125. Da. 125 ori 1 de 8 ori. Face 1000, faci completează de acolo, aici sunt mii. V-am mințit și de 500, mii. Da. Da. Acest lucru este important. Deci asta e ca temă. Ca temă, da. Și acum, Miruna, te rog să ne întoarcem la ieșiturile de mai înainte, la problema care am formulat-o, și să îmi spui ce chestiuni din capitolul ăsta n-ai avut tu. Ai ceva de întrebat. Așa trebuie să desfășurăm. Bun. Hai să ne ducem acolo. Și te rog să-mi dai un exercițiu concret. Ce faci? Asta vreau să-mi faci. Așa de ceva. Da? Ce faci? 27 faci la 21.
Ce n-am reușit dacă sunt. A, și tu? Mm-hmm. Adică, foarte bine. Mă bucur. Deci, exercițiul 7 de la pagina 21. E desnat ultima. Exercițiul 7. 7 de la pagina 21. 7 de la 21. Determinați ultima cifră a sumei. Așa. Este egal cu 923 plus 934 plus 945 plus 956 plus 967 plus 978 plus 989. Azi este 934. 900. Am 900. 923. Deci 923. 900. 934. 945. 956. 967. 978. Și 989. Ultima cifră a acestei sume. Nu s-a pus să adună, așa că... De ce te-ai sperit? Să dea bine. Deci nu, dar tu ai numai ultima cifră să adună. Exact. Vreau să-și adună a fost și puține. Sigur că da. Dacă ar fost puncte, punctul, număr infinit, atunci aș fi avut o problemă. Dacă e vorba de ultima cifră, da, cifra unităților, este la îndemâna tuturor și a lui Daria. Daria, vrem să găsim ultima cifră a acestei sume. Păi adunăm cifrele de la unități, nu? Că doar ultima cifră e cifra unităților. Da. E de fapt că aș spune, aș reduce toată povestea asta la 3 plus. Care e ultima cifră la unități? 4. 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9. 9. Deci nu am o problemă dificilă aici, da? Și atunci, Miruna, era foarte simplu să reacționez. Că, iată, 6 cu 4, 10. Nu? Da, 7 și cu 3, 10. 7 și cu 3, 10. Deci, la astea am terminat cu 0. Da. 5 și 5. 5 și 5. Și mai avem 8 plus 9. 8 și cu 9, 17. Cu 10, 27. 0, 0 nu mai frământă. 10, da, 10. Da. 0, 0. Corect. Deci 7, 8 și 9, 17. 10, da. Și cu 5, 5 de aici. 22. Deci ultima cifră. 2, 2. 2, 2. Prin puncte, puncte am înțeles numărul celelalte cifre. Nu, să zic 923, mi-a fost eu mai comod. Da? Și am zis, în loc de 923, am zis, în loc de 92, am pus așa. Și se obișnuiește să se scrie cu bară deasupra, pentru a înțelege că e vorba de un număr mai lung. Și n-am vrut să scriu și 92, ca să nu pierd timpul, da? Am punctat aici, lucru foarte important, am punctat că nu mă interesează decât cifra unităților. Da? Adi, și întrebarea ta? Simplu, Adi. Mi-a plăcut să faci și suma asta, domnul profesor, să vedeți dacă știu să o facă. Să adunăm un problem, da? Știți să faceți sume? Da. Bine. Deci, aici avem 23, 34, 45, 56. Să calculăm suma acasă. Eu vă spun să facem. Acasă, ok. Deci, fiind un număr simplu, aș putea, așa v-aș propune eu, să desfășurați numărul ăsta, adică să fie 900 plus 20 plus 3 plus 3 plus 900 plus 30. Asta urmărește cedarea, da? 900 plus 30 plus 4 plus 900 plus 40 plus 5 plus, da? Plus 900 plus 50 plus 6 plus 900 plus 60 plus 7 plus 900 plus 70 plus 8 plus 900
plus 80 plus 9. Vedeți? Am desfășurat numărul respectiv. E un număr finit. Mi-e comod să fac așa. Da? Și atunci, vezi 900 de câte ori s-a repetat. Exact. Vezi 20 plus 30, ca și mai zice 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6, că sunt 10. La fel la cifra unităților și în final... Da? Bine. Ia, exercițiu tău. Te rog, atent. Așa. Deci, determinați numerele A, B, C, 0. De la ce pagină? 27, de la pagina 20. Deci 27 de la pagina 22? Da. Determinați numerele de forma 27. Punctul B. Determinați numerele ABC bar 27 de la 22. Deci determinați numerele ABC bar. Da. Deci este numele A, B. Am înțeles noi. A, B, C, bar. Pentru care? Adică să găsim numele. Da. Așa se pentru poate. Care? ABC 0 coadă. Așa am cât? A, B, C, 0, 0, plus 1, A, B, C, tot A, A, B, C, plus A, B, C, 3, A, B, C, 3, plus 2, A, B, C, 3, da, da. Plus? Plus 2, A, B, C, 2, A, B, C, tot număr, tot da, număr. Da, 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 egal cu 5709. 5709. Nu. Adică, fiindcă este exercițiul tău și tu ai muncit la el, trebuie să vișui idei cu inițiativă da. Și să spuneți așa. Am mers pe ideile acestea și m-am oprit aici. Da. Eu am zis acolo că ultima cifră este 9 și m-am uitat la toate și am văzut că ultima cifră de la ABC 3 e 3. De ce la 3 da. E 3? Da. Și o dată e 0. Acolo, la cifra... La 9. La 9. Așa, ai un 0. Da, și un 3. Și un 3. Da. Și acum, ce și cu ce trebuie să facă diferența până la 9? Da, 6 și... Adică ce e egal cu 3. Deci ce plus ce, de două ori ce, e egal cu... Băi, bună idee. Hai să mai vedem încă. Deci, tu ai mers pe analiza următoare. Da. Deci, o primă chestie care ți-a sărit în ochi a fost asta să aduni, să vezi de unde a ieșit 9. Și zici așa, 0, hai ca să înțeleagă toată lumea, 0, 0 plus ce, vorbește te rog. 0 plus ce plus 3 plus ce egal cu 9. Echivalent cu? Echivalent. Hai să muncim aici. 3 plus ce? 3 plus de 2 ce? 3 da. Plus de 2 ori ce? 2C egal cu 9. Deci rezultă că 2C egal cu 9 minus 3. Și de aici rezultă că 2C egal cu 6. Adică C egal cu da. 3. C egal cu 3. Bun. Mai are altă variantă C-ul? Nu. Deci 2C egal cu 6, C egal cu 3 da. Singur. Și acum lucrăm peste tot universul C punem 3. Da. Deci ești tu de mine acum. Te rog să vorbești. A, B, 3, 0, plus 1, A, B, 3, da. Plus A, B, 3, 3, plus bun. 2, A, B, 3, A, egal B, cu 5709. A, B, 3, egal cu? 5709. 709. Da. După care m-am uitat la 0 și am zis că este numărul deci B. Deci te uiți la cifra 10, da. Da? Da. Și am zis că este B. Și acum începem. 3. Vorbește. 3. Așa? Vreau să zic că eu... Tu ai alt plan? Eu aș zice că B este 0 și ar fi A, 0, 3, 0, plus... Adică, dacă nu-i corect ce spun și eu, începem să adunăm 3 de aici cu B, cu 3 de aici și cu B de aici, să ne facă 0. Da. Așa trebuie gândit. A, da, putem ce spun. Da? Da. E foarte important ce spun. Da. Deci, spunem așa, 3 plus... Plus B... B, Miruna, dar ea poate urmări și ea că este adunarea de numere, okay. Da? Uite, Daria, mai întâi am adunat cifra unităților, că știi bine așa se întâmplă.
Când adunăm acum cifra zecilor, adică 3 de aici plus B plus 3 plus B, dar ea este egal cu cine? Cu 0. 0 de acolo, da? Egal cu 0. Acum adicându-mă. Așa, este echivalent cu 6 plus, ca 6 plus 2B. 2B se facă 0. Și de aici rezultă se facă 0, da? Un număr la care cifra zecilor să fie 0. Așa cum e. Poate să fie și de două cifre. Și acum, zicem, 6 plus 2 ori cât B-ul să fie, știu că B-ul aparține mulțimii 0, 1, 2, până la 9. E cifră. Foarte important. B-ul e cifră. Putem să luăm pe A. O secundă, să nu ne grebim, să terminăm povestea aici, da? Cât să fie B-ul? 2. 2 pe 2 ori 2, 4 și cu 6, 7, 10. 1. Foarte tare! Deci, odată, cazul întâi, B egal cu 2 și atunci rezultă că 6 plus 2 ori 2 egal cu 10. Da. Atenție! Că acest 10 de la 10 și ar trebui, fiindcă aici noi adunăm cu 10-le, ar trebui să înțelegem că, de fapt, această 10 se va duce la sute. Corect. Vom avea grijă atunci când ne ducem după cifra sutelor. Să adunăm pe unul ăsta. O altă variantă. Mai avem un caz, oare? Mă gândesc când se facă 20. Corect. Adică 7, să fie pe 7. 2 ori 7, 14. Și cu 6, 20. Da. Deci B egal cu 7, ar fi în caz al doilea. Și aș avea condițiile astea. 6 plus 2 ori 7 egal cu 20. Egal cu 20. Da. Atenție! Când vom merge pe varianta B 7, vom ști că la cifra sutelor trebuie să adunăm pe 2. Știți bine? Da? Iar când vom merge pe varianta cu B egal cu 2, vom adună la cifra sutelor doar pe 1. Mai putem să mai mergem cu B mai mult? Ia să vedem, Miruna. Ca să ajung la 30, cât ar putea să fie? 2 ori 8, 16. 6 plus 6, nu-i bun. 9. De ori 9. 18 plus 6, nu-i bun. Gata. Gata. Se oprește aici. Atât putem. B-ul 2 și B-ul 7. Din momentul ăsta, problema să fie în două. Deci mă mergem pentru cazul întâi. Cazul întâi. Cu B-ul egal cu 2. Și e și ce devine. Adi, te rog să spui ce devine. A2, 3, 0. Plus 1A2, 3. Plus A2, 3, 3. Plus 2A, 2, 3. Așa. Egal cu 5709. 5709. Acum vă vreau foarte atenți, foarte atenți. Hai să urmărim cifra sutelor, Adi. Deci. Adică au să luăm. Nu, la cifra sutelor le duceți. Să vedem dacă. Și ar trebui acum să fie 5. Zicem 2-1. Hai, 2-1. Plus A. Plus A. Plus 2. Plus A. Egal cu 8. Cu 5. Egal cu? 7. Cu 7? Ce 8? Cu 7, mă, că e 7. Stai, că tu spui ceva interesant. Miruna este foarte atentă la o chestie. Miruna, puntează foarte tare. Ce știi tu când B-ul egal cu 2? Cât a dat în varianta B egal cu 2? 10. Dar, de fapt, este unitatea pentru sute, 1 acela.
Când le-am adunat în varianta asta, aici trebuie să mai punem plus 1. Plus 1 care a venit de unde? De la cifra 10-lor, care s-a dus la sute. Mai copii, atenție! Când noi am adunat pe 3 cu B, cu 3 cu B, am găsit la cifra 10-lor, la adunare, 10. Cu varianta B egal cu 2, am găsit pe 10. Acel 10 se va transfera, acel 10 se va transfera la sute ca unitatea sucelor. Că doi mai cinstit cât am adunat aici, hai să fim mai corecți. Am adunat 30 plus B ori 0. Adică B ori 0, că e cifra care mai e cifra 10. Adică toate chestia asta, adică toate astea am muncit-o cu cât? Cu 10. Ca să înțelegem că noi am lucrat la cifra 10. Și Miruna, aici am vrut eu să fii foarte atentă și eu încă, atenție multă, că în clipa în care am găsit un 10, din suma asta toată, s-a dus unde? S-a dus la? La cifra unităților, da? La cifra sutelor. La cifra sutelor. Așadar, din adunarea asta, 2 plus A plus 2 plus A plus 1, avem și pe 1 ăla adunat. Da? Și cât ne-a dat? Egal cu cât îți zice aici? Cu 7. Egal cu 7. Insistăm pe dată că aici e frumusețe ghiștire. Deci 7-le astea s-au obținut ca urmare a adunării dinainte, care ne-a dat 10, și 10-le acela s-a dus... Da? Deci, ca urmare acestui lucru s-a întâmplat asta. Și avem 5 plus 2 egal cu 7, de unde 2A va fi egal cu 2, de unde A va fi egal cu 1. 2A egal cu 2. Adică A egal cu 1. Deci, avem pe A egal cu 1. Și acum locuim. Și acum locuim pe A egal cu 1 să vedem dacă ne dă 5. Dar am emoții. Ar fi 1230. 1230 plus 1123 plus 1123. Da? Plus 1233. Plus 2123. Egal cu? Egal cu... Am emoții cele mari. Trebuie să-i dea cât? 5.709. Dacă nu dă așa... Adică... Înseamnă că am daționat prost. Da? Hai să vedem. 0 și... Deci 3 și cu 3 e 6, cu 3 e 9. 9. Bun. Acum. 3 la 10. 3 și cu 2, 5 și cu 3, 8 și cu 2, 10. Bun. 10 și 1. Da. 1 acela? Da. 1 și cu 1. 2 și cu 2, 4. Da. Și cu 1. Și cu 1, 5. Și cu 1 și cu 2? 7. 7. 1, 2, 3 și cu 2. 5. Ce tare, ce frumos a fost, ce bucuroși suntem. Deci, am găsit, acum, triplet, trebuia să găsim toate triplurile ABC. ABC. Varianta este, bă, dacă un 1. ABC barat egal cu... ABC barat, da, hai să zicem, ABC barat, bine spus, da, Mihaela. Înseamnă 1, mulțimea formată din 1. 1, 3, 1... B-ul cât este are? 2. 1, 2. 1, 2, 3. Da? E vorba să găsim toate numele. În primul număr l-am găsit. 1, 2, 3. Mai avem ceva de discutat? Da. 3 egal cu 7. Asta e. 3 egal cu cazul 2. Cazul 2. B egal cu 7. Păi avem A... A... 7. A 7. A, 7, 3, 0, plus 1, A, 7, 3, plus A, 7, 3, 3, plus 2, A,
7, 3 egal cu 5000, 709. Bun. Hai, ajutați-mă, gata, că eu sunt gata să scriu. Schimb chiar tare loca. Că nu prea mai place cum scrie. Cine s-a luat lucru? Cine e cu ideea? A, 7 plus 7. Deci, plus 7 după asta aici, da? Da, 7 plus A. 7 plus A. 7 plus A. Plus 7. Plus A. Plus A. Plus 1. Plus cât? Plus? Cât a dat? 2. 20? 2. Cât a dat 20? Când a dat? Plus 2 acela, da? Plus 2. Egal cu? Cu? Egal cu 7. Cu 7, da? Cifra asta sunt. Egal cu 7. Deci avem 16 plus 2 ani. 16 plus 2 ani. Egal cu 7. Egal cu 7. Și atunci 2 ani egal cu 16. 7 minus 16. 7 minus 16. Și poate să fie negativ? Deci, au o cifră. Da. Păi asta deci, nu-i bună, pare. Imposibil. Imposibil aici. Înseamnă că singurul număr pe care l-am descoperit este acesta. 123. Wow. Dacă nu am fi făcut analiza asta și la B, și cu varianta B, eu nu dădeam pentru cei care lucrau, decât cu prima variantă. Chiar dacă dădea răspunsul 123. Chiar dacă dădea răspunsul 123, nu dădea decât o pătrime din punctaj. În sfert. Pentru că n-am analizat-o și pe a doua. Și e urcată. Pentru că greutatea vine în al doilea. Să zici că e imposibil. Demonstrează. Sigur că da. Trebuie să... Ai scăpat varianta a doua din discuții. Corect. N-ai ținut cont de ea, dacă era bună. Păi tocmai. Acesta este lucru esențial. Ce am vrut cu ocazia asta să atrag? Să atrag atenția că un raționament corect este acela în care surprinzi totul în raționament, adică toate variantele. E în capul tot. Nu pe o frântură din raționament prezinți, ci totul. A devenit un exercițiu excepțional. Mai ai exercițiu? Hai, vreau să vă insist un pic. Dați-mi voie. Da, dar și mi-a mers foarte greu, că m-am blocat la un moment. Deci, ai gândit foarte bine. Ai pornit pe varianta cu cifra unităților, deci pornirea este corectă. Da? Să oprim un pic ca să dăm drumul acela la fișier.